Ia. Vai, dar ce bine miroase. Ce drăguț, a revenit mirosul. Da, a revenit. Ia, stai. Vai, ce bine e. Mamă. Stai, mă, nu mai plimbați ceapă în fața mea, că amețesc. Lasă-o puțin. Mă, și frige. Frige. Da. Dar pentru cine ai pregătit desertul ăsta? Cu cine aștept, pe cine aștepți? Păi așteptăm pe prietenii noștri, vecinii noștri. Da. Păi nu puteau să nu vină, să nu te salute, dragă, vecinii noștri, Cătălin Măruță și Radu Ciucă! Bine ați venit, domnilor! Am găsit toată ziua asta, două secunde. În parchet când te pregăteai de emisiune. Îmi pare foarte rău, dar așa trebuie să fie. Uite, ți-am adus și ceva de mâncare, să știi. Ia, uite. Pe... tot din cămăruța noastră. Pe natural. N-am venit cu mâna goală. Să te ajut, că nu e așa, gata, că nu ți-e ușor. Domnilor, vă rog să ne așezăm, să luăm loc, să povestim. Avem prăjitură. Finule, ia uite-vă cum au venit ăștia, bă, ăștia gospodari. Unde vin cu că e aici negresă, lasă ceva. Unde poți cuțit pe aici, cum mâncăm, că nu-i tăiată. Ia cuțit, ia. Ia, bravo, hai, ia de acolo. Am ochiul imediat acolo. Ia stai pe bucătărie și nu, stai să luăm și niște lingurițe, furculițe. Cuțitul acela. Exact. Ia. Lora, bine ai revenit. Frige. Păi înseamnă că de fapt nu putem să mâncăm acum. Asta zic. Lasă-o la pauză. Lasă-o un pic, că de-abia a ieșit din cuptor. S-a grăbit, să se răcească. Dar ce bine miroase. Aha. Mm-hmm. Ce părere aveți, măi, dragilor, că sunt eu acum vecina voastră? Ia, spuneți, hai. Nu era dor de tine, mă, Lora. Aia, na, ce zic. Ce părere zici. Ne era dor noi când am auzit și am văzut la întreținere că s-a schimbat alcoolul și am zis, băi, nene, a apărut din nou Lora, care a fost puțin plecată. O salutăm și pe Adela. Da, așa este. Bună, Adela. Bună, Adela. Pentru că... Și a rămas în continuare la întreținere acolo. Este la întreținere. Un nou locatar, atât. Da, îți dai seama că o să devină și Lora mămică. Atunci. Mamă, ce planuri îmi fac, băieți ăștia, măi! Păi, măi, eu pe tine te știu că te țineam de ginere, dar între timp că... Păi el de asta a și venit astăzi aici, după miros. După miros. Încă îmi trezesc... amintiri frumoase. Astea, da, momentele astea ți-a aduce aminte. De pe da. Da, uite, n-ai mă rog. Pe faza, ți-a luat-o băiatul ăla. Aia e. Aia, na. A fost mai iute. E o discuție între vecini, adică... Băi, dacă nu e vecini, păi nu vorbim, băi, e vecinul nostru. Eu nu știu detaliile, dar nu sună foarte amuzant. Cum a venit vorba aia, ne-a cerut mâna cu tare. E vorba de Viviana. De Viviana. Ai cerut-o pe Vivi? Adela a fost un pic mai sceptică, dar Cove a fost cu mine atunci. Da. A vrut, nu, omul era hotărât. Nu s-a întâmplat. N-a fost să fie, ce să mai... Potrivit de necarea fermă, n-ai ce să-i faci. Viața merge înainte, Cove. Am fost, după aia, în fermă, n-am găsit-o. Na, păi n-ai, că o ținea băiatul ăla. Să mai întâmplă în viață. Tot felul de momente de genul ăsta. Cu dragostea nu poți să te joci, știi cum e. Eu n-am experiențe așa bune cu Moldova. Pe Moldova, de fapt, a fost Viviana din Moldova. Viviana e de Moldova. Pe Moldova n-a avut succes, aia zic. Și a adus în Ardeal. Acolo e de mine, e clar. Eu mă bucur foarte tare că sunteți invitații mei astăzi, mai ales după ce v-am fost de atâtea ori invitate și m-ați primit atât de frumos de fiecare dată și nu mi-amintesc să existe o prezență în emisiunea voastră care să nu vină cu o provocare. Exact. Am și eu una pentru voi. Așa cred și eu. Am și eu o provocare pentru voi de data aceasta. Nu v-am pus nimic în mâncare, nu sunt chiar atât de răzbunătoare. În schimb... Totuși, negresa asta o luăm noi sau... Nu. E doar pentru miros, așa. E bătaie mare pe ea, dar o ține, ne uităm, o mâncăm peste 3-4 zile. Că tot cer că mai trag de timp, că provocarea asta nu sună bine, pentru că are un microfon. Cătăline, dar ce ai, dragă? Ce întrebări a spus, mă, de a trebuit să mănânce picant? Eu n-am mâncat. Nu cred că am mâncat picant. Cine a mâncat? Ionuț, nu? Ionuț a mâncat. A mâncat. Deci ce ne așteaptă? Vă așteaptă, dragilor, un karaoke. Vă deschid în microfonul. 20-20, aprobă, aprobă. Vreți să cădați în picioare? Se poate? Hai, că ai soția artistă, dar nu e. Deci, dacă orice, eu să cânt și să dansez, praf. Nu se poate. Să știi că la fel. Lasă, că nici mie nu-mi place. Hai, să mănânc. Hai, și ce melodie vrei să cânte? Păi ce m-am melodie? Gândit să cânte ceva. Ce? Mamă, Cove, vină mai aproape, că tu ești muzica. Stai, stai să dau aici mai tare. Bă, uite-mă boxă! Băi, Nicolaina! Avem boxă mai mare. Uite-mă boxă, serioasă! Doi. Perfect. Haide, ia, fii atent, piesa asta o știi? Ia, Ciucă, vină, ia tu primul. Ia.
Deci eu primul. Asta pentru cine? Pentru Cătălin sau pentru Cătălin? Ne face sensul că să mergem și pe scenă. Adică nu suficient că ne facem de râs aici. Hai, și publicul încurajează. De ce? Poftiți, mă rog. Dar nu vedem? E ok, e ok, Radu, e perfect. Mai put pe mine? Da, da, e ok. Bine. Dacă aveam un cablu din ăla. Mamă, e super tare piesa asta. Ia mă, ca să și auzi, ia. Aul, ce e asta? Ce melodie asta? Inevitabil va fi bine. Ce-ai umblat? Ajută-mă. Umblat. Stai așa? Dacă eu nu văd. Yeah! Tu trebuie să fii versurile, mereu așa? Mereu așa. Dacă eu știu refrenul. Uite, mă, e karaoke. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori. Așa. Așa. Doar iubirea îmi dă fiori. Corect. Și acum, 1, 2, 3 și... Banii mi-aduc fericirea. Da, te ajută să întrețin iubirea. Haideți să o lăsăm pe Lora, că e așa ceva. Hai, lua-te pe Lora. Atâta timp cât ești cu mine. Inevitabil va fi bine. Și vorba vine. Nu-ți face griji când ești cu mine. Inevitabil va fi bine. Bravo! Bravo! Nu e suficient? Nu e suficient? Am încercat să vă încurc, am încercat să vă pun în dificultate și am reușit. Hai să vedem altceva. Ăla e bun, ăla are voce. Nu știam, veneam și cu celălalt coleg de la întreținere. Stai așa să caut, nu vreau să vedeți. Nu, oricum și dacă vedem e același lucru. E același lucru, da. Pune cu ochii închiși orice melodie, că la fel le cântă pe toate. Mamă, deci... Doamne! M-au trecut toate apele când am auzit că trebuie să cânt. Lora? Ia, asta e ceva mai ușor, Ciucă, ia. Ceva mai ușor. Pot să iau și eu ceva de la voi? Ia, ia, aha, da, chiar, chiar, bravo, mă. Nu, uite, lasă-mă pe mine să aleg, te rog frumos, pentru că a fost un promo de sărbători. Ia, ia, băi, bravo, mă, asta e trofeul lui. Pove. Ce, mă? Ce melodie? Hai, Pove, să vezi. Te întreabă mama ta dacă e boxa ta. Nu e boxa ei. Dar cu e telefonul? E a unui colege. Mama colegei, e boxa ta? Mama, da, mami, a ei. Mama lui Alice. Hai. Ia, Pove, tu. Stai așa, bagă. Am ales această melodie pentru că aici nimeni altul decât prietenul nostru, Pove, aduce un pic ca maestru Ion Dolănescu. Mai ține când a făcut noi promo ăla. Mă, dai, cânt și tu. Da, eu cu el, amândoi. Da, amândoi. Ia. Nu ține mai microfonul, mai spre tine, totuși. Îmi plac versurile astea care ia. 3, 2, 1 și... Ascultați-mă, surori, pe mine. Bine, Ionuțe. Și voi, frații mei, ce v-ați fădit? Aie. Bine! E păcatul-i drept, nu este bine. Să vinzi casa care eu te-am gândit. Să mă omor! Zi! Părintească nu se vine. Nu se vinde pragul strămoșesc. Încă vin părinții socolinde. Nu știu că părinții nu mai sunt. Frumos, mă! Casa părintească nu se vinde. Bine, maestre! Nu se vinde pragul strămoșesc. Dintre atâtea doruri mari și sfinte. Se știe. Ochii mamei încă ne privesc. Foarte bine, bravo! Bravo, Pove! Știi cum e? Bine, mă, tot eu! Păi da, mă, e păcat să le lăsăm pe oamenii care se pricep la meseria lor. Bravo, Lora, mai ai semnal la telefonul ăsta? Nu e telefonul meu! Ciucă, auzi! Asta e pentru tine! Ce e asta? Că nu știu. Sămărită Mona, e Sămărită Mona, mă. A, mă, cum să nu știi asta? Sămărită Vivi. Ia. Doamne ajută. E bine, măcar ai atitudinea, Ciucă, asta contează. Asta e, bagă. Dau din buric. Zi. Și... Aseară pe stradă am întâlnit o fată. Avea părul negru și ochii căprui. Bine, băieții mei! O fetiță brună cu părondula s-a oprit o clipă și m-a sărutat. M-a sărutat? Și, aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Vivi. Așa. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea?
Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Biblia mea. Nu știu, Doamne, ce cu ea. Se mărită. Ai, cu burcea. Cu burcea. Se mărită, face o pauză de publicitate. Da, era momentul pentru o pauză de publicitate. Faceți niște vocalize. Lora, succes aici, alături de prietenul nostru Cove. Și vă așteptăm cu drag oricând vreți pe la noi. Și mai venim și noi pe la voi. Venim, da. Am trecut, gata. Doamne, ajută, fericitări, domnul Cătălin, ați cântat extraordinar. Lăsați-o pe soție. Mulțumesc. De acord.